Salutare la toată lumea! Astăzi o să mai vin cu un răspuns la o întrebare. Salut, am o întrebare. Pe cine aveam contractat la nuntă înainte de pandemie, după reprogramarea evenimentului, nu mi-a mai dat bani în avans. Deci bani de avans. Este normal? Nu trebuie să mi-i dea? Da, este o situație, cred că, destul de des întâlnită în lumea asta a evenimentelor, mai ales în situația ce tocmai, să spunem, a trecut, cea din 2020, în care au fost foarte multe evenimente reprogramate, anulate, din diferite motive, dar unul din motive a fost și acesta al pandemiei. Ca să răspund exact pe subiect, contează foarte mult cum ați avut făcut contractul. Bineînțeles, dacă ați avut contract. Dacă n-ați avut contract, este foarte greu, spre imposibil să mai puteți recupera ceva din bani. Și aici este poate și puțin greșeala voastră, că ați dat banii fără să faceți un contract și mai ales n-ați făcut contract cu o firmă sau cu o persoană fizică autorizată pentru a desfășura astfel de evenimente și prin consecință sunt șanse mici pentru că indirect ați participat și voi la, să zicem așa, mica piață neagră a fraudei fiscale. Ați vrut puțin poate mai ieftin sau ați vrut să scăpați de anumite taxe voi sau ei și atunci făcând contracte cu persoane care, să spunem așa, nu sunt companii sau firme, este foarte greu să puteți recupera. Dar dacă aveți un contract valabil, adică prin care, bineînțeles, sunt stipulate anumite caracteristici ale contractului și prin care se spune foarte clar, pentru că este obligatoriu într-un contract să spuneți foarte clar când și cum se pot recupera banii de avans sau acei bani de rezervare a datei, pentru că și asta contează foarte mult. Este o diferență între taxă de rezervare, prin care voi vă rezervați data respectivă, și taxă de avans, adică avansul dat pentru eveniment, pentru rezervarea datei. Depinde foarte mult cum este făcut contractul. Dar indiferent cum ar fi, contează foarte mult ce ați avut stipulat în contract. Marea majoritate a prestatorilor de servicii restituie banii dați în perioada pandemiei, mai ales pentru că, în general, evenimentele sau în marea majoritate a cazurilor, evenimentele s-au reprogramat din cauze indirecte de dorința mirilor și asta din cauza pandemiei. Au fost mici sau mari restricții în diferite zone. Astfel încât, da, în mod normal ar trebui să vă recuperați banii, ar trebui să vă dea banii înapoi, dacă, și atenție foarte mare, atenție extraordinar de mare, dacă reprogramarea evenimentului sau faptul că nu ați putut să faceți evenimentul în perioada respectivă s-a datorat strict pandemiei. Adică nu ați reprogramat un eveniment doar pentru că nu ați mai avut voi nu știu ce sală sau nu v-ați certat, nu ați mai avut voie destui invitați sau v-ați certat cu nașii și a trebuit să reprogramați în altă zi, nu are nicio legătură. Bineînțeles că marea majoritate a prestatorilor de servicii încearcă în prima fază să reprogrameze cumva cu voi evenimentele, să fie de comun acord, să nu fie necesar un alt avans al serviciilor. Mulți poate cer o diferență pentru că fiind în alt an, bineînțeles că sunt și noi alte taxe, fiecare prestator de servicii știe de la an la an cât trebuie să suplimenteze tariful lui, fiecare știe cum își dezvoltă afacerea. Deci contează foarte mult și asta trebuie să țineți cont de modul cum a fost realizat contractul și situațiile, bineînțeles, contractuale pentru a duce la anularea respectivului contract. Adică, să spunem, sunt situații mai speciale, cum ar fost și acesta de pandemie, cum a fost și cazuri de calamități naturale sau poate chiar au ținut de sală și sala a avut anumite probleme și v-a forțat pe voi să reprogramați evenimentul, dar nu în situații în care voi v-ați despățit, v-ați certat și nu mai vreți să faceți nunta. Aici sunt cazuri puțin mai, să zic așa, neplăcute și aici, da, contează foarte mult de prestatorul de servicii dacă vrea sau nu vrea să vă ajute. Deci, încă o dată, mă repet, dacă ați avut un contract valabil
cu prestatorul de servicii și printr-o discuție cu respectivii, cred că ați putea recupera o parte din bani. Dacă motivul pentru care voi ați amânat sau ați anulat evenimentul nu a depins direct de voi sau de dorința voastră directă. Numai bine și ne vedem pe data viitoare. Nu uitați acolo să dați un mic subscribe, să ne vedem și cu alte răspunsuri la întrebările voastre. Numai bine și aștept în continuare întrebările voastre.